Potrivit Direcției de Sănătate Publică Neamț, săptămâna trecută, în centrele de vaccinare din zona Roman au fost vaccinate 2.446 de persoane, din care 1.469 cu prima doză. În Roman au fost vaccinate 1.736 de persoane, din care 99 în cabinetele medicilor de familie. Persoanele vaccinate după data de 3 septembrie trebuie să primească 5 tichete, câte 20 de lei fiecare. În această perioadă însă, voucherele oferite la vaccinare au lipsit în centrele din județ, spre indignarea oamenilor care spun că așteaptă să le primească dacă autoritățile așa au promis. De ce nu aduc bonurile pentru cei care s-au vaccinat? Dacă de acolo e centru și așa e hotărâre de guvern, a trebuit să dea bonuri. Cum au luat 120 de milioane de vaccinuri, a trebuit să aducă și 120 de milioane de bonuri. De cealaltă parte, personalul din centrele de vaccinare este epuizat să le explice oamenilor că tichetele de vaccinare au lipsit nu din vina lor, ci din lipsă de fonduri. Săptămâna aceasta vor fi alocate câteva astfel de vouchere. Puține vor fi însă persoanele care le vor primi, deoarece în tot județul au fost fonduri pentru doar 3.670 de tichete, deși ar fi necesare pentru 30.000 de persoane imunizate. Direcția de Sănătate Publică Neamț a achiziționat tichete de masă pentru 3.670 de persoane. Împărțirea tichetelor de masă către unitățile vaccinatoare, cabinete medicale de medici de familie, centre de vaccinare, ambulatorii de specialitate în care persoanele s-au vaccinat, a început de ieri și au fost distribuite până în prezent 1.340 de tichete, reprezentând norma de hrană pentru 268 de persoane. Direcția de Sănătate Publică Neamț a solicitat fonduri pentru tichete de masă pentru 30.000 de persoane. Și totuși aveți un număr foarte mic de tichete. Astea au fost fondurile repartizate. Tichetele se pot solicita retroactiv în termen de 6 luni de la schema completă de vaccinare. La centrul de vaccinare de la Colegiul Tehnic Miron Cosina au ajuns doar 492 de vouchere, deși eligibile sunt 2.948 de persoane vaccinate care ar trebui să beneficieze de stimulentul promis de autoritățile centrale.